Bine v-am găsit, sima, jurnalul meu video, jurnalul vieții mele intelectuale, în primul rând, și apoi și al vieții politice. Astăzi am fost la grădina Icoanei. Nu, nu m-am dus ca să văd teatru Bulandra și nici parcul, și acolo mi-am dat întâlnire cu un domn anticar de la care am cumpărat prin intermediul ocaziei o, carte, și sigur că o să vă faceți cruce care este asta, da? Dr. Petru Groza, Reconstrucția României, discursuri politice, conferințe și interviuri 44-46, tipografia literară. Eu de mai multe ori v-am spus cât de interesantă, cât de palpitantă este discodirea culturală. Cum am ajuns la această carte? În 23 august 1945 a avut loc prima sărbătorire a lui 23 august. Prima. Și am vrut să văd și eu în scânteia România Liberă cum au reflectat cum a reflectat presa comunistă. Este foarte interesant și o să vă povestesc pe larg că a fost o demonstrație de a oamenilor muncii, dar în piața Republicii, în piața Revoluției de azi cum ar veni, adică la balconul, aici a fost tribunele, și uh, militarii care ar fi luptat pe frontul de vest cu, alături de trupele s au trecut pe sub de triumf și au trecut prin fața uh, uh, prin fața uh, tribune unde era Petru Groza, Premier, era premier, 23 august, regele Mihai începuse greba, dar comuniștii au ascuns bine, adică nu au zis, au vorbit de rege, nu, el rămâsese în continuare. În octombrie 1945 a avut loc conferința națională a Partidului Comunist Român, adică o conferință, un moment crucial, chiar în destinul românesc post belic, pentru că atunci s a stabilit, sau ales apele la PCR. Până atunci, era și o conducere, să zicem, vase Colectivă, Deci, Pau, chiar Teohare, Georgescu, Vasile Luca. La conferință, a învins Deci, nu știu, probabil și cu ajutorul Moscovei, și el a fost ales secretar general al partidului. La această conferința lua cuvântul Petru Groza în calitate de premier, dar mai ales de președinte al frontului Plugarilor, Știți că între patru uh, guvernul Groza era un guvern de coaliție. Da, adică era un fel de PCR partidul principal, cum ar fi acum PSD și la el erau mai multe partide, inclusiv frontul plugarului, partidul lui Tătărăsc Partid de coaliție. Nici un moment comuniștii nu au că o conduci. O largă coaliție. Da. Mă rog, era și MADOS, erau mulți. Și, uh, era și un partid de evresc care era cu comuniștii. Și în discursul lui Petru Groza am întâlnit o referire la faptul că el l-a văzut pe Stalin. Și mi-am amintit că în perioada aceea, 45, 46 Maximum 47, în România era o adevărată isterie. L-am văzut pe Stalin. Sadoveanu zice că l-a văzut la tribună. A fost și o delegație. Stalin nu primea. E normal că delegația PMR, nu. Delegația guvernului a primit-o. Delegație de jurnaliști, cred că a primit-o în care era Victor Evtium. Este foarte interesant că cei care l-au întâlnit pe Stalin, să știți că chiar erau sincer impresionați, să nu credeți că ei făceau din oportun. A Stalin, a te primea Stalin. Nu e, era. era așa, bănuiesc că și dacă era englez te primea Stalin, da. Dar aveam nevoie de, din scânteie, mi-era foarte greu să o cerizez acest pasaj și mi-am dat seama că am știut că Petru Groza a scos o carte, o culegere de articole, am căutat-o la mine în bibliotecă, n-am găsit -o și am găsit-o pe ocazii ro. După ce faci comanda, asta vă spun cei care vreți să cumpărați cărți, deci vreți să cumpere o carte, o pui, pui pe Google titlul cărții și pui ocazii ro. Sau dacă, pentru că te oricum, sau zici cu tare carte, cum am zis, reconstrucția României și carte și poate să vezi dacă e la anticariat pe undeva sau la ocazie roșie. După ce ai făcut comanda, ți apare numărul de telefon al anticarului. Eu care sunt, chiar că l-a cumpărat cărți și sunt la mine acasă, l-am sunat pe anticar și a rămas că ne vedem la... El era... vine el cu cartea Reconstrucția României, vreo 100 de lei, destul de mult i-am spus un lucru foarte important și anume că noi, pe care ne interesăm de trecut, nu prea avem râs în cărți publicate între 45 și 47 cărți de atunci. Colegerea asta lui Petru Groz, el mi-a spus că are și o colegere din Pauker și am zis că aș vrea să o cumpăr pentru că după ce a căzut Pauker, lucrările i-au fost retrase, topite, mai găsim la biblioteci. Să știți că este o lucrare foarte bună sunt cuvântări, interviuri. Groza era boier, Era, cum să zic, ciocănar. Și am vrut să văd cum a fost el la Stalin. Hai că ce cea, senzațional. Da. O sută de lei. O să mă întreb de unde. Ce nu fac eu pentru că. Deci impresii din Uniunea Sovietică, conferită ținută la Arus, asta era asociația de prietenie cu Uniunea Sovietică, cum avem și o asociație de prietenie cu America, mă rog, nu e nimic nou, mai înainte cu nemții, 20 septembrie 1944, și ia să printre altele povestește cum să delegația, da, și zice, hai să vă povestesc, fate, ce spune el. Așa, mă rog, au ajuns la aeroport. Coborând la o vilă, l-au dus cu mașinile în stradă Ostrovska, e o casă minunată întreținută, având tot confortul normal. dus la o vilă de protocol. Așteptăm să sosească bagajele de la aeroport. Le venea bagajele, a delegației guvernamentală, dar înainte de a sosi acestea, numai după câteva zeci de minute, apare un reprezentant al Guvernului Sovietic și al Generalismului Stalin următorul mesaj. Știu că ai sosit acum, e, nu rușiți, tot eu, dacă ești însă dispus și te simți bine, vin -o chiar acum la generalismul Stalin. Păi, dă da -mi, adică, din n apucat ce să ajungă la aeroport, de Stalin. Nici bagajele în sosisere, deci eu m-am găsit și găsit la generalismul Stalin. Vedeți, dar cum am fost primiți, adică, din ăștia la. am ajuns noi, imediat s-a zis, bă, au venit aia. Nu știu, nu le-a venit bagaje, nu contează. Să vină imediat la mine. Și fiindcă mi s-a spus că pot să iau pe cine vreau cu mine, i-am luat și pe miniștri titulari. Da. Și atunci ne-am pomenit la Kremlin. N-a fost o poveste, ci o realitate. Așa, vedeai pe Stalin? Era o poveste. Ne-am găsit la masă cu generalistul Stalin și întregul său stat major, Molotov, Vâșinski și alții. Din prima clipă s-a creat o atmosferă de bună înțelegere, o atmosferă deosebit de caldă. Atenție ce spune ea, foarte interesant. Eu nu sunt prietenul formalităților. Mi-am permis de aceea o anecdotă care a stărnit elaritate și care l-a făcut pe însuși generalisimul Stalin să râdă sănătos. Oh, de -o. Păi de mine, a râs Stalin. Și bancul fi fost, nu știu că nu era cum uh, Unii din colegii mei, mai formaliști, <laughs> au căzut în panică. să <laughs> <Atât>, păi, Bă, <imaginați. laughs> erau aia O, leu. Bă, spui bancul lui Stalin și cred că ce au căzut în panică. Cred că au înghețat. Să scăpat păi. Însă eu simțeam că ne aflăm undeva unde puteam să-mi permit luxul de a nu respecta formele protocoloare, de a nu fi rigid, într-un loc în care puteam să fiu așa sincer, <clears throat> Așa, și zice că nu că dat mai mai să nu o să vedeți, Stai, o să multe legende că, de fapt, Stalin îl simpatiza că spunea bancă. Nu, Stalin era rus, mașinărie rusească. Și a zis, bă, pune pe ăsta moșii, iar nu pune pe un comunist. groză. de era simpatic, da? da. Da. Deci, cu o dată am citit, o să vă mai citesc din ea. Am citit asta, uh, nu știu unde să mi imagine. O să știți de te Stalin. Oh, no. Că ai noștri, era, cred că era, că era, și deci, cred că era și deci, era oh, omul no. Băi, a spus bancurul Stalin. A râs sănătos. Dar, repet, E o legendă. Nu de aia la simpatie. Nu. Mie nu avea simpatie, antipatie. <gângătă -i> Luați, scoateți această legendă telenovelă românească. Nu. E clar că ei voiau să se ducă poporul român și au dat seama că spre desibire de, de bulgar, de exemplu, la noi, trebuie să ne ia cu binișorul, că trebuie să ne ca să, 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 ne și se ducă, ca să ne facă un copil. Nu mergea așa, gata, hai să ne violeze. Da? Și în operațiunile de la am pus pe totuși. Pentru că era moșier, pruntul pulgarilor, nu era muncitor, nu era putea să o pună pe Ana Pauchia ok, dacă erau tâmpiți. Atunci, eu vă spun încă un că și aici ca să închei, nu, această istorie este fascinantă dacă o, o scrii, cum să spun, firesc, despre am vrut să văd acum, că la un moment dat voiam să văd conducerea partidului până în octombrie 45, nu găsești carte. Băi, nu găsești carte ca lumea după decembrie. Toată, toată istoriografia de, cărțile dedicate comunului sunt infectate de, de stilul tismăneanu, de raportul Comisiei Prezidențiale. Ce, ce nenorocire a făcut Traian Băsescu cu ea șmecherie să facă. Și nu mă interesează, nu mă interesează pe mine la 30 și ceva de ani de la Revoluția Comunismului pamflete. Gata, a, ce faci pamflete atunci. Știți, bănea, nu să-i cu pamflete atunci, nu să, uh, cum să zic, să fie profesor de marxism. Că colabora la viața studențească, scrie texte despre marxism. Nu proaste, dar nu, nu scrie texte despre Corneliu Copos. Bun, deci asta este. Nu găsești nimic, nu știu, o istorie, o apetere obiectivă. Toate sunt panflete, toate încep cu citate, cu comuniști. Că, bun, aici ați văzut. Era interesant, că adică, scritor. Cum adică? Iar a venit la vilă. Și pac, zis, bă, gata, generalissimo a zis, bă, între noi fie vorba, putea să spună și ei, bă, lăsați-ne, bă, să ne spălăm. Acum vedeți ceva chemat <laughs> și cum a zis, că colegii mei au intrat în panică, aici a fost bun groază, mai puțin și Nu, colegii erau speriați că, oh, cum am făcut? Am ajuns la minutul șase, bucură adică mai șase minute, bun. Stimați telespectatori, spectatori. Uh, a seară <coughs> Emmanuel Macron, care este președinte unei republici prezidențiale, deci într-un fel este și șeful executivului, a ținut o conferință de presă de două ore și jumătate. Două ore și un spectacol. Ia să vedeți începutul acestei conferințe. centaines de journalistes et aux membres du gouvernement Atal au grand complet, une conférence de presse que vous allez maintenant pouvoir suivre en direct sur France 24. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette maison. Permettez-moi avant toute chose de vous souhaiter à nouveau une belle et heureuse année et de la souhaiter. À nouveau à nos compatriotes qui nous suivent ce soir. Je ne reviendrai pas dans mon propos introductif sur ce que j'ai pu évoquer des fiertés, des grands événements de l'année qui s'ouvre pour donc 2024 que j'ai déjà détaillé le 31 décembre dernier, ni sur les grands sujets de politique internationale ou les sujets les plus institutionnels. Nous pourrons y revenir dans le cadre des questions qui seront les vôtres. Mais après six ans et demi. d'action au service des Français, j'ai tenu... M-am uitat așa păsărite, sărite. în primul rând, a abordat toate problemele, a răspuns la toate întrebările. Era o tante, o fătucă, să zicem. Înspre fătucă și coțofană, de la el, era una cu păr așa că am și sensizat așa. L-a întrebat cu asta, cu de Depardieu, Uluitor, 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 deci aș, și am înțeles că este o conferință de presă, cum o face și cam o fac toți liderii occidentali și chiar și Putin la început de Simă respectă. doamne, a răspuns la toate întrebările, da? Uitându-o, ar fi, ar fi durat, ar fi durat această conferință, dar nu mai aveau timp de antenă, că transmiteau toate televiziunile. Nu era Marcel acolo la patra firul lui nu, nu, înțeleg. Vorbesc serios. Sincer să fiu, nu am pomenit un asemenea regim secretos pe care nu spune nimic. unde mă, Claus Mă, suspendați-l, mă, mă căutați-l. Se mă respectă. Dacă va avea loc o lovitură de stat, ea va ieșua, și de ce? Când avem împotriva cu să dăm lovitură, ca să, să zicem că se o lovitură de stat, ca să-l schimbăm pe președinte. Păi președintele nu există, nu poți să dai lovitură de stat împotriva golului, împotriva găurii de la covric, împotriva aerului din balon. Nu e. Împotriva găurii negre. Unde e? Totuși sunt mari probleme. Nimic, 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 nimic. O singură dată s-a trezit ceva cu Zelenski. Când e vorba de Zelenski, se trebuie. Bun. Nu se poate. Am spus în legătură cu fermierii. Eu nici acum nu știu ce vor fermierii. Nu știu oficial. Nu din presă. Oficial. Adică va fi venit Marcel Ciolacu, o conferință, că nu mai are declarație de presă fermieri și cu tare. Am început, stimați popor român, au început o demonstrație cu tare, cu tare. Ei vor, 1, 2, 3, 4, 5. Din alea 5, 1 nu se negociază. S-a dus la antena 3 și acolo vine cu mijloacele ieftine de seducere a protestatarilor. Sunteți frumoși, vă iubesc, țoc, țoc. Asta, asta, el trebuia să aibă declarații sau la un interviu să spună niște lucruri. Uite, bă, sunt probleme reale. Ăla, ăla, ăla. Bun. Am început acum mișcările de protest ale profesorilor, ale medicilor. Eu sunt, ați văzut cu sursă, că dacă era citatul ăsta dat într-o carte, mă duceam la, eu mă duc într-o la carte. O să vă povestesc, că azi noaptea am până la patru, se găsește ceva cu un Victor Medea, un legionar despre care vorbea într-o ședință a Consiliului de Ministri, Ion Antonescu, cu toți ai vorbeau și îl înjurau. După asta am aflat cine e Victor Medrea, foarte interesant. Poți să vă povestesc. Dar m-am dus în sursă. Mă duc să... și scriu alții. Bun. Deci dumneavoastră să înțelegi ceva. Deci medicii de familie protestează deoarece Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor să le reducă din februarie plata, adică finanțarea cu 30%. Și bă, și eu, da, unde, când, cum? Și am vrut să văd, nu din ce spun, am vrut să văd cu documente de unde să evit. Bun. Astăvar, anul trecut, guvernul a dat un, un o hotărâre de guvern privind serviciile, știți că medicii de familie nu tratează sau nu, nu intră în asigurări de sănătate anumite, nu știu, boli. Nu știu dacă, de exemplu, cataracta intră. nu mi-am pus problema. Adică să zic că, de, că deși eu plătesc am asigurări de sănătate. Consiliul Național ăsta, CNASU, este un fel de bancă la care noi toți care am plătit, am contribuit sau cei care contribuie la scurile de sănătate și banca asta le de redistribuie. Păi unii s-a evit cu medicii de familie și am aflat că ei au postat casa asta un proiect de norme al contractului cadru pentru 2024 prin care... Deci, și că în transparență decizională. Pii, cum adică? Și deci CNSAS-ul are un contract cu medicii de familie. De la 1 februarie ei ăștia de la casa asta care e sub or, care e cu a Ministerului Sănătății, a noastră, a Guvernului, a zis bă, gata. Și potrivit acestor acestor noi norme, ăștia pierd 30%. O, și doamne, eu vă întreb, stima de mă, Casa asta Națională a Sănătății, Sănătate, a cui e, -a? a mamei, a bunicii, al lui Biden, al lui Putin? Nu e a României? Bun, nu este subordonată Ministerului Sănătății, Guvernului. Adică casa asta nu este loterie, că la loterie nu e subordonată nimănui. Loteria, pai, nu știu că ai câștigat, te luat. Casa asta care ia bani de la noi și apoi îi redistribuie. Și spune, la, pentru, nu știu, operație estetică nu plătim. Ea trebuie să dea socoteală poporului român. Puteți să-mi spune și mie, l-ați auzit, este Rafila și zice, eu sper să se negocieze. Domnul Ciolacu s-a dus la Păi, se negociește ce? Nu era normal ca după ce au publicat proiectul ăsta, mă să vină unul, premier sau Rafila sau șefa, șeful Cnasului ăsta și să zică, băi români. Noi am constatat că medicii de familie, nu știu, încarcă cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. În consecință am decis următoarele reguli care la unii vă duce la scădere. Sau, băi români, nu mai sunt bani. Bun. În consecință, noi trebuie să reducem și de aici. Deci în momentul în care Ceaușescu a redus cota de hârtie, n-a redus-o că voia să ne reducă libertatea de expresie, că avea bani. Când a venit și a zis, se reduce consumul de energie, a și spus, având în vedere... Bă, nu, nu era normal să spui. Și noi asistăm acum la un protest al medicilor. Ia să vedem. Medicii de familie din toată țara au organizat în această dimineață un protest spontan și amenință că vor reduce numărul de consultații, lucru care ar pune o presiune uriașă pe spitale. De ce sunt supărați și ce vor de la guvernanți? Aflăm de la colega mea Iulia Dumitrașcu. Bună dimineața, Iulia! Te ascultăm! Bună dimineața și bun găsit tuturor! Eu mă aflu în acest moment în fața casei județene de asigurări de sănătate de aici, din Timișoara. S-au adunat peste 100 de medici de familie pentru a protesta. Puțin mai devreme i-am auzit, auzit chiar scandând. Despre ce este vorba însă ne va da mai multe detalii doamna doctor medic de familie Elisabeta Spătaru. Bună dimineața! Bună dimineața! Vă rog frumos să-mi spuneți de ce ați venit aici, pentru ce protestați? Din păcate, de peste 20 de ani palierul medicină de familie a activat în subfinanțare. Medicul de familie a fost îngrădit în independența aplicării profesiei sale. De data aceasta s-a luat hotărârea ca de la 1 februarie să ne scadă veniturile cu 30%, ne ținându-se cont că taxele și impozitele plus cheltuielile Cabinetele noastre de cabinet cu personalul și utilitățile cresc, deci scăderea va fi cu 40%. Ceea ce înseamnă o falimentare a cabinetelor cu capitație mică. Ce înseamnă pentru pacienți? Există posibilitatea ca aceștia să trebuiască să-și plătească consultul atunci când vin în cabinetele medicilor de familie? Se vor mai face consultații în perioada următoare? Până la 1 februarie, când vom urmări ce decizie se ia urmare consultărilor și negocierilor, sigur că noi ne vom asigura pacienților consultațiile și serviciile. Să vedeți și cu niște Da, ați văzut? Din care eu nu înțeleg nimic. Adică nu, nu nimic. Adică de ce trebuie să protejăm? Nu era normal. Ca înainte de a pune pe site sau după ce l ai pus. Ei ce fac așa? <coughs> fac așa. Proiect de lege în aia, transparență decizională. des să știm și noi. Băi, și le fată în mintea ceva. Un proiect, o lege cu tare. Îl pun, nu îi le explică nimeni. Băi, normal că suntem într-o țară, apropo de Macron, că trebuie să băi, am făcut acest proiect, a sintetizat. Ne adresăm și medicilor de familie și pacienților și nepacienților și am decis potrivit acestui proiect să nu mai să le ducem cu 30% de oarece. Și trebuie să vorbesc, zice Rafila, să se negocieze. Păi de ce să se negocieze? Adică ai pus proiectul ca să-l negociezi? Adică cum adică, zice, punem proiectul și dacă sunt proteste, negociem. Păi tu când ai făcut proiectul nu te gândi că protestează? Deci când faci un asemenea proiect, când faci un asemenea lege, orice guvern normal, cu excepția acelui condus de cioracu, are o chestie logică. Când explici de ce faci proiectul ăla și te gândești că în când, când l-ai făcut, că îl fac în mintea prin cezariană, în mintea înțeleaptă, și eu spune, am făcut unul proiect de lege care urmărește la, 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 la. Și în, înainte de a-l pune, păsați, știi că vor fi scandal. Și ce spui de înainte, știu că vor fi întrebări. Nu. S-a evit la, ați auzit la Davos, s-a dus unul Fota. Deci acest Iulian Fota este, nu știu, ăla e păduche Alexandru Moraru, n-aș putea să spun, el este dublu păduche a fost pe la Traian Băsescu. La un moment dat l-a atacat pe Eminescu pe ideea că era împotriva intrării admitului europeni. european. Bă, întotdeauna se oprășe. A fost ceva, sau mai e rector la ăștia, la noi securiști, la SRI. Acum e undeva pe la Ministerul de Și s-a dus la Davos, și a deschis negocieri privind un acord de securitate cu Ucraina. Imediat a venit George Simion și pentru că a spus, Bă, dar de ce îl facem? Că potrivit acestui tratat acord, noi trebuie să ajutăm Ucraina în caz de. Imediat au venit, cum să zic, bătăușii de la Digi, una nu, care a venit de la România, te vei scapă numele, și cu repelicarul ăsta, Predipceanu cu Bretele. N-am înțeles de ce a intervenit la ei la emisiune George Simeon. Eu n-am înțeles niciodată pe politicieni. Eu, la Vadim Tudor, mi-a plăcut acest lucru. Că nu intervenea. De ce sunt de bun să intervin unde știu că prelepțianul și cu, nu știu cum zice, Lili Ruse, Lili Lili Y. era clar că în momentul în care au început să vorbească, orice om normal era clar că au fost puși să arate că nu i nimic deosebit. De ce o fi intervenit George Simonov? Eu nu intervin niciodată să polemizez cu cineva, mai ales prin telefon. Mă duc la cineva care, care de, dar nu mă duc la televiziuni care sunt rău intenționate. Stimați, rău, e sfatul meu, tot rău. Bă, nu vă duceți. oricum oricum, oricum, nu am înțeles pe liderul protestat de ce s-a dus la gâdea? S-a așteptat de la gâdea să fie corect și gâdea la tocate. A pus tot felul de filme la, la ăsta, pacientul uh, Marcel Ciolacu l-a vărât sub patrafir, dar nu, l-a cădelnițat de cutămâie, dar n-a zis nimic. Bun, deci, nu, stima, protestatari, ziariști, politicieni, am un sfat de un bătrân. Bă, nu vă duceți la jurnalist sau la televizor, care știți că, cum spun, că, nu, că, nu, e corect. Că bandiți, ești nebun. Și da, mă, mă duc. Și ai ce să le faci. Că e clar că dacă ei, dacă Lili Rus, dacă dingi preelecțional, ar fi fost corect. mă duc să le explic. Era normal că i-am văzut. Bă, și spuneau niște prostii. Într-adevăr, după eșecul admiterii sau, începe, sau promisiunilor făcute lui Zelenski că va fi admis în NATO, NATO a făcut o șmecherie și a sugerat, a indicat unor țări să facă acorduri separate, garanții de securitate. Adică a zis, bă, noi nu putem NATO, că nu aveți Și a făcut până acum Anglia și trebuie să facem și noi. Deci este vorba de garanții de securitate, așa spun pe site. -ul. Da. Și de unde am aflat noi? De pe site-ul Mă este inadmisibil să las o asemenea temă la îndemâna a doi pițifelnici care sunt și tendențioși. Nu era normal să vină ministră de externe, nu mai spun de, premier, de președinte. Aia era o întrebare de conferință de presă. Nu. Deci nu înțeleg de, într-o asemenea chestii. Nu știu, m-am spus, s-au apelat la o șmecherie. Se fac acorduri separate, garanții de securitate, nu știu până unde putem merge noi. Ăștia, englezii au mers până la. sau nu trimite trupe în rest, da. Adică în acordul ăla e prevăzut că noi trimitem trupe în Ucraina, nu. Dar de unde se știu câtă vreme, eu nu știu ce face fota. Noi am aflat că e unul fota acolo, la Davos, și că stă de vorbă cu ucrainene de la ucraineni. Bă, noi nu avem minister de externe. Deci, încă o dată, este inadmisibil ăștia și bat joc de noi. Nimeni nu abordează un moment această, cum să zic, adică chestia, bă, com nu comunicare, nu nebune, scoateți nu cuvântul comunicare, în democrație și în dictatură, conducătorul este obligat să explice în fiecare, să dea seama poporului. Bă, am, am trimis pe domnul fota acolo pentru ca să facă cu tare. Aveți grijă că nu va fi cu tare. Da? Mă rog, iați de ce mai e pe aici. Da. Da. V-am promis că vă dau pe... Hai să vă dau așa să vă amuzați de uh, Natalia Murari, ăla, despre Maia, care este o Am citit o știre într-un site pe se ciolăcist, și anume că uh, de când au venit acolo soroșistii, în frunte cu Anca Dragul, s-a redus inflația în Moldova. Deci cum au venit aici alicioloși, Danileț, Banileț, Anca Dragu, deja economia Rom Moldovei duduie. Păi băi, oameni de ce nu ne am păstrat în România? Pe Danileț, pe, cine, pe, Dragu. Că se păstrăm în România. Dacă e așa de bună, Anca Dragu, că nici nu a apucat să, să vadă unui veceul la Banca Națională a Moldovei și deja s-a redus inflația, Înseamnă că era bun și la noi. De ce nu au pus -o la noi? Da. Hai să vedem, să vă amuzați, pentru că, sigur, ea are și un conflict. Natalia Murari, mai vechi, cu Maia Sandu, dar și-a făcut un, un jurnal video care e foarte mișto. Uitați-vă ca să vă amuzați. De -a dreptate. Așadar, pentru ca să nu vorbim despre toate acestea, iarăși ni s-a aruncat un os galben, care de această dată se cheamă referendum. Deja știți prea bine că în ziua de 24 decembrie, adică la exact 3 ani de investire, Maia Sandu și-a tras un video unde ne-a mulțumit că am fost atât de naiv cu toții și am votat-o, iar la final ne-a anunțat că nimai vrea încă 4 ani și astfel va candidat din nou. Iar pentru ca să se asigure că va învinge măcar din al doilea tur, pentru că nu poate ia ca ce bani din primul tur, a cerut parlamentului său să organizeze un referendum în aceeași zi cu prezidențialele, la care vom fi întrebați dacă vrem sau nu în uie. De atunci până azi au apărut mai multe întrebări decât soluții. Legea nu permitea desfășurarea unui plebiscit în aceeași zi cu un scrutin. Dar creeți că lor le pasă de lege? Ei au schimbat deja și lege cât noi sărbătoream Revelionul. Aici eu... Da, sunt obligat după ce ați văzut să închei. Ne vedem mâine seară.